Anul acesta, zilele Colegiului Național Gheorghe Țiței se desfășoară în perioada 23-25 aprilie 2014. La împlinirea 95 de ani de la înființarea instituției de învățământ, elevii și profesorii au fost gazde primitoare pentru dascălii pensionari care și-au desfășurat aici activitatea de-a lungul anilor. Așa. Și aici. Da. Și aici punem așa. Și noi suntem în săptămâna în care suntem la zilele liceului. Ce scrie aici? La mulți ani. Mi-aduc aminte de trecut, când lucram aici, când eram cu elevii, la care țineam foarte mult, pentru că dacă nu iubești copilul, înseamnă că nu poți să lucrezi în învățământ, așa. Și totdeauna ne doream să-i ajutăm, au fost perioade și mai grele, cu muncă mai multă, când am avut liceu cu profil de chimie, cu multe laboratoare, erau jos încă 3-4 laboratoare. A fost mult de muncă, dar au fost și rezultate. Foștii profesori au retrăit vremurile când îndrumau pașii tinerilor în tainele educației. Totul are la bază reacție chimică, fenomen științific, iar copiilor li se explică pe larg absolut tot ceea ce s-a efectuat în laborator, dar chiar și comparativ, cei trei vulcani sau ceața, cum spunem noi, nu e decât reacție chimică. La experimentele chimice au fost invitați să participe și elevii. Au fost experimente interesante și foarte frumoase, iar la Olimpiada a fost o experiență unică. Am trăit sentimente de bucurie, fericire, tristețe chiar. Puteam să fac mult mai mult. Îți place chimia? Chimia este o știință experimentală și îmi place foarte mult partea practică. Activitățile dedicate evenimentului vor cuprinde în zilele următoare lecții deschise și dezbateri pe teme educative, dar și competiții sportive.